țara asta în care totul degradează, putrezește și nu mai poate de sărăcie, un singur business înflorește, businessul mănăstiresc. Intrarea e ca la Palatul Prezidențial. Totul e cu garduri, ca nu cumva să-i furi hoții. Nu aveți încredere în paza Domnului. Vine lumea în disperare, scaute fericire măcar în viața veșnică, măcar în viața de apoi, dacă în viața de aici nu prea pare posibilă. Și totul trebuie să fie aurită, e musai. Dacă e biserică, dacă e mănăstire, trebuie să fie aurit. Că nu e interesant cu alte culori. Modestie e pentru proști. La mănăstire și la biserică trebuie să fie cu haur, maică! Din 12, în 7 ani s-a investit destul, acum se strânge capica. Gospodarii ăștia de la mănăstire au și găieni și livadă. Niște rațe s-aud. Probabil nu-s vegetarieni vegani nici în post, așa cum se laudă. Cine o să-i vadă și mănâncă? Un câine păduchios, carchen acolo în curte. Au toaletă la intrare, dar nu poate intra oricine, oricând. A, ba da. Am să vedem. Aici e la bărbați. Wow, fain, s-a aprins lumina. Hârtie igienică. Wow. Interesant. Mănăstirea e conectată la sistemul de canalizare și de prelucrarea apelor reziduale sau scurge tot un mare. Dacă nu-ți conectați la canalizare, toată scurgerea aceea din toaletă le vine în fântână. Că e mai la vale, înspre mare. A lor aici încă nu s-a conectat și are latrină la marginea lanului de cereale. Cred că mănăstirea e mai civilizată. Nu fie avangardă. Cea mai hăbotnic țară europeană. Curent electric sigur au. Destul de mare ca să deschide un business, o industrie ceva, lângă satul Costinești.